Bună seara, prieteni! Fac acest video în limba română, am stat un pic și m-am gândit. Este vorba despre editarea avansată cu mai multe camere, ceva care nu se prea întâlnește în România. Am luat de pe net mai foarte multe softuri de astea de procesare video, Adius 7 e ultimul dintre ele. E un soft făcut parcă de chinez pentru români, seamănă cu media cu Composer, mă scuzați, merge și televizorul între timp, adică un film, cum l-am oprit. Asta trebuie scos, că mă doare. Asta trebuie scos, că... din el. Na, în fine. Și Adius 7. Adius 7 nu are aceleași cerințe stringente hardware ca și Avid Media Compose, nu are nici aceeași capabilități. Poți să bagi între 8 și 16 camere pe modul multicam. Și modul lui este pe două monitoare, respectiv pe monitorul principal, pe ăsta din stânga de 21 inch, care de 22 inch, care am acolo. Îmi arată două ferestre pentru două camere. Prima secvență și pe monitorul din dreapta poți să selectezi sursele video. Ceea ce e un pic tricky, pentru că trebuie prima dată să specifici cum trebuie să fie filmul și ce standarde și ce câte frame pe secundă și care e data rate-ul și mai departe, toate prostirea și dacă e în NTS, CSS, CAM sau PAL sau în ce țară e și așa mai departe. Bun, dar odată ce ai făcut chestia asta, ce ai făcut primul setup, de fapt așa e și la Media Composer, dar Media Composer merge numai pe plăci video Nvidia și am o placă video ATI, pentru că n-am bani să mi-o schimb. Că trebuie să mă cuțați pe ăștia peste 25670. Și probabil că mai arăși să mă mânecanez chestia asta. N-am nevoie de bani pentru dinți, mă pune ca unde. Așa se mai cum așa. Da. Dar, ideea este că softul ăsta avansate, Adius 7 costă 500 de lire sterline, 467 de lire sterline, l-am văzut. Mai sunt și alte softuri mici, cum ar fi Cyberlink Power Director, care nu este chiar așa de bun ca și ăsta, ca și Avid Studio sau Pinnacle Studio. De fapt, Pinnacle Studio cred că este the ultimate video editor. Este singurul editor video și am încercat și Sony Vegas Pro și Corel Video de Director și Avid Res și Media Composer și grămadă de altă și DaVinci Resolve, care este foarte fain, numai că pe sistemul meu nu merge, pentru că are nevoie de 16 GB de RAM, altfel numai un singur clip video mi-l bagă și nu poate să facă editarea audio, ceea ce înseamnă că după ce îți faci editările, sunetul o să fie desync și trebuie să importi iarăși proiectul într-un alt editor și să îți bagi iarăși sunetul să fie bine sincronizat cu filmul, cu filmele. E o diferență între editarea de fotografii și cea de filme. Foarte mult folosesc în România Premiere Pro, pentru că s-a luat de la Adobe Photoshop, care e un program foarte bun de editare. Photoshop, atunci, uite, un film este ca și o fotografie, că e o construcție de fotografii, dar numai că și pe film trebuie să bibilești, pentru că pe Resolve iei practic clipul video și adaugi tot felul de efecte, faci asta, cerul mai senin, mai frumos. Și am aflat că pachetul ăla de 28.465 de dolari, scuzați-mă, sunt în a 496-a zi din testul agapii, 486-a de mai știu. În fine, trebuie să stau până la 490, adică e 90 plus 400, trebuie să fie 400 ca să fie templu pur din agapii, în fine. Ideea este că iei filmul și ai nevoie de butoanele a trei, pe roșu, verde și albastru, ca să vezi foarte exact ce albastru trebuie, ce culoare trebuie la fiecare scenă, să le faci pe toate, să fie filmul în tot unitar, nu să fie prea întunecat, prea nu știu cum, și pe monitoarele astea TN, tot timpul sunt extrageate, de-aia ai nevoie de un monitor IPS de 30 de inch, care costă 1500 de dolari, dar în pachetul ăla de 30.000 de dolari, cu care vine acel controller mare, imens, vin și 5 monitoare LCD de 1000 de dolari fiecare 30 de inch. Deci o să aveți nevoie de 5 monitoare.
Păi un monitor, aveți nevoie ca să vedeți filmul, nu, care îl faceți. De un alt monitor aveți nevoie ca să editați filmul pe mai multe camere și în fine la al treilea monitor mai mic o să aveți nevoie pentru toate meniurile și prostiile din el, care are foarte multe controle. Deci de 3 monitoare pe Edius 7 aveți nevoie. Pe media compoză poate chiar de 4-5, că suportă mai mult de 16 camere. Sigur că dacă o să legați mai mult de 16 camere video, puteți să plătiți pe altcineva ca să vă facă film. Așa. Și cum se face editarea acum mai multe camere? Păi se poate și într-un soft care costă 88 de dolari, cum e acest Pinnacle Studio. Foarte simplu. Puteți vă debaga foarte multe track-uri video în același timp, adică un fel de ghosting. Deci, tot timpul track-ul video care e sus, are proiectatea de care e mai jos. Celălalt este ca un fel de fantome. Deci dacă vedeți prin spatele lor că se plimbă o fantomă, de fapt, realitatea asta, porțiunea asta de așa zisă realitate, a fost suprapusă pe o altă porțiune de așa zisă realitate din 1300, când Laura Dan mergea și o chema Ioana și era soția lui Dracula și o zburda pe câmp și o venit ăsta și o luat-o pe cas, o dus-o la biserică, s-o cucurna cu ea și-o fătut-o și ea l-o mușcat de gât și l-o transformat în vampir. Na. Deci, toată prostia asta, tot clipul ăsta se poate transpune peste faptul că eu acum fac un film. Da? Și atunci, pentru că noi suntem conectați câmpurile noastre energetice, am și făcut sex și așa mai departe. Așa se numește și la un film. Puteți să băgați două filme în aceeași timp, anume, cine dracu are nevoie, cine Dumnezeu are nevoie, că tai vrea așa să zic, să nu zic acum, să bage două filme în același timp. Adică sau mai mult de două, că două nu, pentru efecte speciale, pentru fantome, nu știu ce. Pe aia care au mai multe camere, dacă ai 16 camere, că în Edius care e făcut de, mi se pare, chinez pentru britanici și pentru români, că e ca și tabletele alea de la Allview și Eboda și El Piso, se numește, care sunt produse în China de Rambus și sunt vândute aici la prețurile și cu țiclura scrisă de fiecare producător, așa zis română, de fapt ele sunt chinezești, da? Și de-aia vin cu toate prostiile lor chinezești, că poți să modifici prostia aia de Android și să faci rus și să-l modezi, da, au lag și au toate prostiile alea, deci sunt niște falsități. Sunt ca și telefoanele alea care se vând falsuri, dar sunt mult mai ieftine și bine, și mai bune alea de 100 de lei. No, și ăla se vând special în România, se ieșesc că e special pentru români. E așa și cu softul ăsta. Îți oferi numai până la 16 camere și ca să faci la 16 camere poți să ai un mod în care folosești 5 ecrane LCD. Pe fiecare pui 3-4 chestii, 3-4 video, 3-4 camere și importi și le vezi până la același timp. Ei, la V Studio sau în Pinnacle Studio, care are foarte multe efecte și nu ai nevoie de voice FX și de resolve. Rezolv poți să ai nevoie, dar na. Cine naiba face corecție de culoare în România, acum pe forumul de la Softpedia, unde ăștia mi-au șters, din păcate, din cauza nesimțirilor, filmul care am spus despre filmul meu de 10 ore, am făcut un film despre Edius 7, unul despre Avid DS și Avid Media Compoză, pentru că am căutat pe net cine folosește în România DaVinci Resolve și un film despre DaVinci Resolve, nimeni. Cine folosește Avid DS sau Avid Media Compoză, nimeni. Cine face filme în 4K, nimeni. Cine folosește Edius 7, nimeni. Ok. Atunci trebuie să vă instruiți pe. Sunt și în perioada asta, cum să spun, spirituală. Foarte obosit și somenat și așa mai departe. Am și lăsat, ești foarte serios în a spune că nu mai lucrez pentru voi, și acum știam, deci de Atlantide și trecut 5 luni de când ați dat palatul de la Olănești și complexul Badra de Sistență de la Armată. Nu vă interesat că vă supraveghează Mossad-ul prin Elena, de fapt Elena poate fi agent dublu sau triplu, să fie infiltrat de SRI la Mossad sau de Mossad la SRI sau de la Armată la DIA, la SRI, la 12 sfert, nu mă interesează. Așa. No, și după aceea avem filmul ăsta, deci singurul soft folosibil, utilizabil de către mine ca să fac rapid filme este acest Pinnacle Studio Cyberlink, Power Director vine close, dar poți să bagi numai două track-uri video în același timp și
și modul în care organizează media nu îți arată data și ora făcută și nu le importă pe toate. Bine, și asta are tot timpul anul ăsta să bag în antologia anularea blestemelor. Eu mai ales acolo anulez blestemelor pe 27.000 de ani prodace poporului român, dar n-am reușit să-l facă, din păcate e un pic damaged. Se pare că hard disk-ul meu are 108 sectoare defecte și trebuie schimbat și ăsta. Și ăla de un tera jumate care m-a lăsat și vreau acolo amintirile prețioase cu Lilith Artemis, dragă, nu te supăra, ți-am pierdut pozele care mi le-ai dat de pe Hi-Fi. Și trebuie să plătesc 450 de euro bani pe care nu i-am, de aceea n-am aruncat hard disk-ul, că vreau să... După ce primesc banii în curând să mă duc la data save sau la save data să recuperez, da? Și... Cum faci în aviz studio cu mai multe camere? Un soft de 88 de dolari, 9299 și încă 750 și încă 1100 Boris, efect 750 de... Da, deci media coborză costă 1300 de dolari, 1299 de cent. 750 de euro sau de dolari Symfoniu, care e corecția, dar are efecte speciale. Plus 1200 de dolari Boris, efect, care e mai multe efecte speciale. Și 3 de euro. Plus DaVinci Resolve 30.000 de dolari efecte de culoare. No, toate astea pot să le ai într-o măsură cu mult mai mică, bineînțeles, cu 88-89 de dolari pe Pinnacle Studio. Bine, în România e 600 de lei din motive pe care le cunoaște. Taxe, vamale și TVA 24% și profit și hoție și mai departe. Așa, deci la noi e la preț fix dublu. 200 de dolari. Dar, sau triplu, dar aici poți pur și simplu să folosești track-urile video. Deci poți să bagi un număr nelimitat de track-uri în versiunea nelimitată, în cealaltă standard până la 8 track-uri, poți să bagi 8 camere și îți bagi acolo, deci de la fiecare cameră, îți iei frumos video ăla și le numești camera 1, tra-la, camera 2, tra-la, camera 6 și le dai un quick import. După care le iei fain frumos și le pui pe alea 8 track-uri video, așa, și bang, așa. Și se suprapun unele peste altele și sigur, ca să nu iasă o varză totală, trebuie să le mai și ajustezi un pic, cu litele J, K, și L. Să faci un mic trim, să muți astea mai deoparte. Sigur, sunt și secțiuni care se intercalează, așa cum campionatul mondial era filmat cu 8 camere și tot... Vedeam că e aproape camera, ba e departe și nu... Dar existau unele porțiuni de o jumătate de secundă în care tranzita imaginea de la o cameră la alta. E, când faci un film pentru Hollywood, unde sunt salarii de 2 milioane de dolari pe an pentru colori și pentru ăștia care se pricep ca mine, deci recuperez rapid sumele pe care nu mi le dați voi. Și toată chestia asta este un mare râs, de fapt. Excepția în Africa, dintre o sagare în oare când îl apăs și trebuie scos cu ăsta, o să împie 5 din 6 cu ăsta din sate, ăsta înseamnă din tăcărul cum trebuie scosă, că e crescută pe de-o parte și s-o caria și trebuie scosă pentru că nu se mai poate ajusta în jos și oricum măsele de minte crescute mi-au împins toți dinții față și toate măsele mi s-au crăpat din cauza asta și părinții mei trebuiau să ia notice și să-mi scoată dinții din spate când eram mic și eu spus-o evreică, doamna evreică, îi mulțumesc pentru mama lui, nu știu cum îl chema, Șerbaza, dar ăsta nu a făcut, el era prieten cu Odez, m-a întrebat, în fine, eu iubesc pe Odez, copiii mei. Trei copii, că mi-a făcut nepoata lui Baba Novac și au dat încă 25 copii am tot. Bun. Deci, acum v-am spus cum să faceți editare multicamera. Camerele sunt între 10.000 și 17.000 de dolari la 4K și 6K, dar dacă sunt mai moderni, găsesc și cu 3.000 de dolari.